Cei din familia mea oricum vor fi lângă mine, cei din Robert, familia. te pup, fratele meu. Cu drag, frate, cu drag. N-ai pentru ce. Îngeraș, Cătălina Florinel este pe live la mine și are nevoie și ea pentru băiețelul ei ca să se opereze. Băiețelul ei este într-un stadiu foarte rău și în ianuarie se va opera și o să fac cu Jador, v-am spus. S-au donat bani, dar nu unde a ajuns. Și pe zilele viitoare, mâine seara sau pâine seara, voi fi cu Jador live, eu într-o parte, într-o parte și toți banii se vor duce către te pup, îți mulțumesc! Către Cătălina, în Geraș. La fel. Și o să fac un anunț pe TikTok la mine, așa că să-mi dați follow, să puneți notificările și vă spun când intru cu Jador ca să fie nu. Să puneți să facem un bine. Misteriu, îți mulțumesc mult, toată inimioara mea. Planeta! Nu pot să cred, planeta! Mulțumesc, băie, mulțumesc tuturor. Mistro ți-o dat-o. Mistro, te pup! Dacă n-am scălut cu jos, când țara ta aia și-o fost. Te pup, Mistro, te pup. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Mistro. N-am cuvinte să mor dacă am cuvinte. Stereo, Adi, Roxy. Aia ce ai zis tu? Da. Auraș, Petre. Hai, dacă eu... Sonia, Sima, Cuba, Gabriel. Sunteți minunați. Păcat că ajunge la el atâta și ai făcut o bucurie pentru fratele meu. Dumnezeu să-ți dea multă sănătate, Robert. Și dumneavoastră să vă dea sănătate. Ai făcut fericit în seara asta. I-am dat și follow ca să mai... Și la oamenii care îi donează și oamenii care sunt aici, să le dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați făcut o cea mai mare bucurie și mulțumesc lui domnul Ferraru pe această cale și la toți oamenii lui. Și pe tăi, Robert. N-am cuvinte, frățior meu. M-ai făcut cel mai fericit în această seară. Meriți să zâmbești acum. Sper că zâmbești și tu și sora ta și toți oamenii de acolo. Da? Exact. Și să aveți grijă de voi. Auraș, de lui Auraș, îți mulțumesc frumos, apreciez când dați mie cadouri. Dar lasă că mi-e dați, când ne jucăm, le facem noi Caterinca noastră. Eu, să mă înjure ăștia când sunt nebun. Dați că nu mă înțeleg și nu-i nevoie. Vă mulțumesc tuturor pentru tot. Nu am cuvinte, vă mulțumesc din tot sufletul. Care l-a venit ăla ce ai vrut tu? Stai să vezi cum apare. Universul? Da. Universul, nu pot să cred! Petrișoare, mor! Mor! Tu, Mistro, ți l-o da, mor! Mistro, te pup! Misteriu, mulțumesc frumos! Ești minunat, îți mulțumesc mult pe care ai înțeles Caterinca pe care am făcut-o mai devreme și că e dacă ador, știam. Și îți mulțumesc pe această cale din tot sufletul meu, apreciez oamenii care înțeleg multe chestii, care se bagă... Mai că nu mai pot, deja la tot ce m-am dorit eu pe această platformă. Vă mulțumesc, dragii mei! Multe chestii, apreciez. Să și fericire la familia lui. Minunat, îți mulțumesc mult. Și îmi doresc în sufletul meu, îngeraș, cum voi fi cu Jador, să ne strângem la fel de mulți și să facem aceeași chestie pentru Florinel. Nu toată inima mea. Sper să fiți din nou. Frățiorul meu, am și o rugăminte la tine. Poți să vorbești cu Jador să intri și cu mine? Cu drag. Și cu Jador? Nu, el, Jador, cânte. Ce am? Jador, de la puterea dragostei, el. Știu. Și eu tot de la puterea dragostei. Da. Știu. Știu. Face mâine sau pui mine, Oana, pentru Florinel, cu Jador. Sper să se strângă Misteriu și ceilalți. Vă așteptăm și acolo, pentru că e rău. E rău de tot. Vai, că... Face live. Misteriu. Îți mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc lui Misteriu pentru tot. Pentru tot ce a făcut pentru mine și la toată comunitatea ta. Mulțumim frumos. Ai grijă de tine și păstrăm legătura și mai faci ta, familia ta, vă doresc sănătate la toți, să fiți fericiți, să vă bucurați, să aveți sărbători fericite și să vă ajute Dumnezeu tot ceea ce îți dorești tu. Și frățiorul meu, te pup! Și eu te pup, mulțumesc că... Domnul să vă răspătească pe toți oamenii care au donat lucrării. Ai, ce m-a făcut seara minunată. Aveți grijă de voi, da? Bine, frățiorul meu, ne mai auzim. Hai, te pup da. Și îți mulțumesc. Păcere, te pup, mama. Vă mulțumesc. Ce să zic? Vă mulțumesc tuturor, Misteriu, dacă ești pe live aici
ceilalți oameni care de la mine în familie care s-au dus acolo, vă mulțumesc în sufletul meu. Vreau să vă zic acum să mai vorbesc despre cazul lui Florin, că ceva